Duminică 3 aprilie, jandarmeria română a împlinit 166 de ani de la înființarea acesteia de către domnitorul Grigore Alexandru Ghica al Moldovei. După ce vineri jandarmii au organizat cupa presei la tir pentru toți jurnaliștii județului Botoșani, duminică aceștia și-au deschis porțile și au invitat toți cetățenii orașului pentru a sărbători această zi. Astfel, toți cei care au pășit pragul instituției în această duminică au putut vedea atelierele de prezentare a tehnicii, armamentului și materialele folosite în misiunile specifice jandarmeriei române. Astăzi, după cum bine se știe, an de an, sărbătorim 166 de ani de la înființarea jandarmeriei române. Cu această ocazie, Inspectoratul de Jandarmi Județean Botoșani a organizat în Parcul Mihai Eminescu, atât în parc, de fapt, cât și la unitatea noastră, un moment deschis publicului, copiilor, bunicilor, părinților, cu privire la prezentarea tehnicii auto, a armamentului din dotare, a echipamentelor și a ținutei pe care o folosim de-a lungul misiunilor specifice executate. Jandarmii au mai putut fi văzuți și în Parcul Mihai Eminescu, iar cei care se aflau în trecere s-au putut delecta cu câteva momente oferite de către jandarmeria română. Oamenii au putut vedea autovehiculele din dotarea jandarmeriei, dar și câteva exerciții demonstrative în care s-au folosit patru pezii de serviciu folosiți în misiunile jandarmilor. Maia are 4 ani și este unul dintre patru pezii folosiți în misiunile jandarmeriei române. Colegul meu este un ciobănesc belgian, o cheamă Maia, și aici, lasă, executăm serviciu împreună. De cât timp? De 2 ani de zile suntem împreună, o facem un cuplu perfect, are 4 ani și sperăm să continuăm până la pensionarea lui. Cei mai încântați de aceste activități au fost copiii. Bucuroși, aceștia s-au putut juca cu căței și au putut atinge armele, iar spre surprinderea jandarmilor, copiii au avut curiozități despre modul de funcționare și folosirea acestora. Funcționează aia. Mult mai rezistentă decât Cum funcționează pistolul ăla? Cum funcționează? Se încarcă? Wow! Se fixează număr. Cei care nu au reușit anul acesta să treacă pragul instituției, alte activități similare se vor desfășura și anul viitor, când jandarmeria română va mai îmbătrâni cu încă un an. La un jandarmeria română.